La Dan Istor nici nu prea îl dă inteligența afară din casă și în momentele critice la el apar declarații de genul ăsta. Să nu uităm aia că în afară de cele 6 goluri lui Cheșeru, FCSB n-a jucat nimic. Adică când era la Pandurii fotbalii și au luat 6 de la FCSB. Da, da, da. Nu cred eu că, sincer, trebuie acum să îl luăm ca etalon al inteligenței. Și probabil de asta nici nu a ajuns un fotbalist mare, Dan Istor, tocmai din cauza faptului că inteligența nu-l dă niciodată afară din casă. Adică tot timpul e nevoie și probabil că va avea nevoie să acumuleze foarte mult timp, dacă vrea, evident, să dezvolte personal. Dar mie nu mi se pare. Și uite, în momentele astea, 3 înfrângeri consecutive, apar și declarații de genul ăsta. Iar aici, iarăși, ține, probabil, exact cum am mai spus-o, unul este prea bine la Craiova. Și e cumva, e așa, nu știu, hai să-i spun, e o utopie, acolo tot timpul se întâmplă ceva. Am trăit acolo, am crescut acolo, m-am ocupat atâția ani de echipa Craiovei. Acolo e ceva, nu știu, poveștile alea cu Sucă și cu Neamărin erau excepționale și cred că s-ar potrivi și astăzi oricând.